Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, încă mai păstrăm, sper eu, amintirile călătoriei prin paginile Evangheliei după Luca, care l-a prezentat pe Domnul Isus ca pe un domn puternic, dar plin de compasiune față de cei din jur. Sper eu că încă mai răsună în mintea noastră frumoasele cuvinte ale pildelor Domnului nostru. De asemenea, ne mai aducem aminte, probabil, de mulțimea de minuni prezentate de medicul Luca în Evanghelia sa, Dragi ascultători, este timpul să schimbăm registrul și să ne întoarcem la cărțile Vechiului Testament. Dacă vă mai amintiți, noi am parcurs până acum în Cartea Geneza sau Cartea Facerii, Cartea Exodul sau Cartea Ieșirii Poporului Evreu din Robia Egipteană. De asemenea, am trecut și de Cartea Leviticul sau Cartea care vizea neamul preoțesc așezat de Dumnezeu pentru a păstra legătura cu poporul său. Acum vom pătrunde în atmosfera cărții numeri, o carte la fel de bogată în învățături privitoare la modul în care ne putem apropia de Dumnezeu. Dar să facem mai întâi o trecere în revista întregii cărți. Începem cu numele cărții, Numeri. În traducerea Septuaginta, versiunea grecească a Vechiului Testament, cartea era numită Aritmoi, însemnând Aritmetica. Această denumire vine de fapt de la cele două numărători ale poporului, numărători care apar în primul capitol și apoi în capitolul 26. În ceea ce privește legătura ei cu celelalte cărți ale scripturii, trebuie menționat faptul că aceasta este cea de-a patra carte a Pentateuhului și continuă acțiunea cărții Exodul. Dacă în Geneza am avut relatarea afacerii Universului, omului și căderii acestui am păcat, în Exodul am avut istoria formării poporului din care Dumnezeu va ridica un izbăvitor. În Levitic, poporul a poposit la Muntele Sinai acolo unde Dumnezeu le dă legea și indicațiile privitoare la construirea cortului întâlnirii. În Cartea Numeri, poporul continuă călătoria, pleacă de la muntele Sinai și mărșăluiesc până la Cadeș Barnea. După ce eșuează lamentabil în intrarea în Canaan, încep să rătăcească prin pustie, rătăcire ce va dura 40 de ani, timp în care o întreagă generație piere în deșert. Tema generală a cărții este dată de pelerinajul poporului lui Dumnezeu, Aici găsim umblarea, rătăcirea, îngrijorările, preocupările, dar și mărturia și închinarea acestor pelerini înaintea lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, un manual al pelerinului. Este o hartă a drumului prin deșertăciunea lumii acesteia. Din punctul acesta de vedere, cred că este o carte extrem de folositoare pentru noi. Lecțiile pe care poporul evreu le-a învățat cred eu, sunt lecții de care fiecare dintre noi are nevoie și cred că acesta este și motivul pentru care Dumnezeu a introdus această carte în colecția cărților care alcătuie Scriptura. Iată ce scrie Pavel Romanilor cu privire la acest lucru. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdare și nu prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Sau scrie el Corintenilor. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Iată, deci, dragi prieteni, că motivul pentru care Dumnezeu dorește să însoțim pe poporul Său în drumul către Canan este și o lecție pregătitoare pentru noi în drumul nostru către Cananul ceresc. În ceea ce privește scriitorul cărții, arheologia și majoritatea cercetătorilor scripturii îl acceptă pe Moise, cel care, de altfel, a scris toate cele cinci cărți ale Pentateuhului. Să trecem acum în revistă câteva aspecte interesante din această carte. Astfel, este interesant de observat că între Sinai și Kadesh Barnea sunt 265 de kilometri, un drum care în acele zile se putea face în 11 zile. E bine, poporul a petrecut 30 de zile la Kibrot, și apoi a petrecut 40 de ani într-o călătorie care putea fi făcută în numai 40 de zile. Toate acestea pentru că nu au vrut să intre în țara pe care Dumnezeu le-o dădea. De fapt, adevăratul motiv este necredința lor. Așa cum o să vedem, ei s-au uitat la locuitorii țării și nu la Dumnezeul care i-a dus până acolo. Ei s-au uitat la problemele pe care le-ar fi putut avea și nu la Dumnezeul care este mai mare decât toate acele probleme. Între prima numărătoare, cea din primul capitol și cea de a doua, relatată în capitolul 26, găsim o istorie divină a rătăcirii poporului evreu prin deșert, rătăcire care a durat 38 de ani și 10 luni, începând din ziua în care cortul a fost strâns și pregătit pentru plecare. O comparație între cele două recensăminte ne va arăta că numărul populației izraelite a fost decimat, în versetul 46 din primul capitol avem cifra de 630.550 de bărbați care puteau lupta. În capitolul 26, versetul 51, găsim că erau 601.730 de bărbați care puteau lupta. Aceasta înseamnă o pierdere de 1.820 de bărbați care erau în stare să poarte arma, adică să lupte. Porunca lui Dumnezeu pentru poporul acesta a fost aceea de a se înmulți, de a crește. Dar, iată, din pricina necredinței și neascultării, ei au scăzut ca număr și ca forță. În altă ordine de idei, recensământul ne ajută să estimăm numărul celor care au ieșit din Egipt. Acum, estimările făcute au fost destul de diferite. Dar cea mai interesantă mi se pare a fi făcută de Melvin Grove, un reputat egiptologist, redactor în cadrul magazinului National Geographic. El afirmă că din circa 600.000 de soldați, 400.000 dintre ei erau căsătoriți. Apoi, el estimează un număr de 200.000 de bătrâni și circa 800.000 de copii. Pe lângă aceștia mai era o populație mixtă, care număra în jur de 100.000 de persoane. Totalul estimat este deci de 2.100.000, care nu include tribului Levi. Deci ar fi vorba de o populație cuprinsă între 2 și 3 milioane. În ceea ce privește imaginile mai importante din carte, sunt în primul rând cele legate de cortul întâlnirii și modul în care poporul trebuia să se așeze în jurul cortului. Apoi, o altă imagine interesantă este cea a modului în care trebuia să se așeze poporul în timpul mașului. După cum veți observa, Dumnezeu solicită disciplină și este un Dumnezeu care iubește ordinea. Dar să trecem acum la alcătuirea unei schițe a cărții. Ea ar arăta cam așa. Avem șase părți majore. Prima dintre ele este pregătirea națiunii pentru marșul în pustie. Și aici avem ordinea din tabără: avem primul recensământ, standardele și pozițiile celor 12 triburi pentru marșul prin deșert recensământul, poziția și slujba leviților în cadrul marșului, slujba leviților la templu. Aici avem primul recensământ, standardele și pozițiile celor 12 triburi pentru marșul prin deșert, recensământul, poziția și slujba leviților în cadrul marșului, apoi slujba leviților în cortul întâlnirii. O a doua parte a acestei secțiuni este curățirea taberei. A doua secțiune majoră este la drum. Și aici avem în Paștele, norul de peste cort, ordinea marșului. A treia secțiune majoră este de la Sinai la Cadeș și a patra este eșecul de la Cadeș. A cincea, rătăcirea prin pustie deja, iar a șasea se referă la viitor, noua generație care se pregătește să intre în țara promisă. Cam acestea sunt reperele mai mari ale cărții, dar sunt foarte multe lucruri care ne vor învăța cum să ne raportăm lui Dumnezeu și cum să facem voia Lui, în așa fel încât să beneficiem de binecuvântările pe care El le are pregătite pentru noi. Începem deci cu primul capitol din această frumoasă carte, Numeri. Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în cortul întâlnirii, în cea din tâi zi a lunii a doua, în al doilea an după ieșirea lor din țara Egiptului. El a zis, Dumnezeu vorbește, iată, din cortul întâlnirii. Casa lui Dumnezeu de astăzi este alcătuită din carne și sânge, din adevărați credincioși care formează ceea ce noi numim biserica. Iată ce spune apostolul Pavel: Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos în el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Sunt cuvinte adresate Efesenilor în capitolul 2. Această biserică este alcătuită din oameni care sunt lucrarea lui, zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umble în ele. Dar iată ce le zice Domnul atunci. Faceți numărătoarea întregii adunări a copilor lui Israel după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaților de la vârsta de 20 de ani în sus, pe toți cei din Israel care sunt în stare să poarte armele. Se le faceți numărătoarea după cetele lor, tu și Aron. Copiii lui Israel trebuie numărați, iar aceste numărătoare se face cu scopul întocmirii unei oștiri, o știre este necesară în vreme de război. În timpul robiei în Egipt, Dumnezeu luptase pentru poporul lui. Acolo nu li se ceruse lor să lupte. Dar acum, când au fost scoși din Egipt și se află în pustie, trebuie să se apere de dușmanii care abia așteptau să-i atace. Și noi, cei care trăim ca și credincioși în această lume, avem dușmanii noștri. Acești dușmani sunt cât se poate de reali. Voi folosi din nou un fragment din epistola lui Pavel către Efeseni, unde apostolul vorbește despre războiul dus de credincioși în această lume. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dumnezeu ne-a mântuit prin harul său nemărginit și minunat. Dar și eu și voi trăim într-o lume rea și dură. Asemenea copiilor lui Israel în pustie, noi trăim în pustia lumii de astăzi, o lume plină de păcat. Deși Dumnezeu ne-a mântuit prin harul său, noi tot avem de luptat cu un dușman. Pavel a scris următoarele cuvinte unui tânăr predicator. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Cred că v-ați dat seama, este vorba despre Timotei. În alt loc, sfatul său sună astfel. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Acum izraeliții aud prima dată vorbindu-se despre război, în această carte a Vechiului Testament vom citi despre războaie, trâmbițe, bătălii, și tot acămul. Dar nu uitați nici faptul că și noi trăim într-o atmosferă similară. În zilele noastre, unii oameni continuă să creadă că tot ce au de făcut este să spună să fie pace și va fi pace. Ei vorbesc mult despre pace, dar în ciuda acestor multe vorbe, apar mai multe disensiuni și conflicte decât înainte. Acești oameni nu știu nimic despre adevărata pace. Parcă ei nu ar înțelege faptul că, totuși, în această lume sunt și vor mai fi războaie, fie că ne place, fie că nu, pentru că are cine să le întrețină. Acesta este unul din adevărurile groaznice despre lumea în care trăim. Dar să continuăm cu versetul 4. Să fie cu voi câte un bărbat de fiecare seminție, căpetenia casei părinților săi. Începutul acestei cărți, prin această numărătoare sau recensământ, nu este tocmai palpitant. Nu seamănă deloc cu unul din acele filme încărcate de mister pe care le urmăresc atât de mulți oameni. Poate veți crede că avem aici 54 de versete încărcate de amănunte cu totul nefolositoare și plictisitoare. Dar trebuie să ne amintim faptul că aceste detalii erau importante pentru Dumnezeu. Dacă vom reuși să vedem marele adevăr din acest fragment, nu ni se va mai părea deloc plictisitor. În primul rând, vedem că pe Dumnezeu îl interesează fiecare persoană în parte. Mișcările de masă au locul lor și joacă un rol anume, dar pe Dumnezeu îl interesează să răscumpere indivizi. El vrea să-l răscumpere pe fiecare individ în parte. Moise și Aaron vor să facă această numărătoare, și pentru aceasta le trebuia câte un ajutor din fiecare seminție. În acest prim capitol din numeri, ne sunt date numele acestor reprezentanți. Deși pentru noi enumerarea lor este un lucru monoton, pentru Dumnezeu era important numele fiecăruia. Și era important ca fiecare nume să fie menționat aici. Cine înțelege semnificația numelor evreiești va avea și o imagine a mesajului pe care acestea îl purtau. Iată numele bărbaților care vor fi împreună cu voi. Pentru Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur. Știu că nu vi se pare prea interesant ce urmează, dar vreau să vă explic un lucru. Ruben era fiul cel mai mare al lui Iacov și era pus deoparte. Iată ce spune Cartea Geneza despre el. Ruben, tu întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic apele, tu nu vei mai avea întâietatea, că te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul suindu-te în el. Ruben, năvalnic sau nestatornic, precum apa. Așa este descris. Bărbatul ales din seminția lui, însă trebuia să fie cu totul altfel. Elițur, fiul lui Ședeur, a fost bărbatul ales din seminția lui Ruben. Elițur înseamnă Dumnezeul meu este o stângă, Iar Ședeur înseamnă Atotputernicul este un foc. Îmi place mult acest nume. Acest om, Elițur, Dumnezeul meu este o stâncă, aparține unei seminții care este năvalnică precum apa, dar cunoaște o stâncă neclintită. Aceasta mi-amintește de o doamnă care a spus, chiar dacă eu tremur pe stâncă, stânca nu va tremura niciodată sub mine. Amintiți-vă că și în cântarea lui Moise, izraeliții spun că Dumnezeu este stânca lor. Acest bărbat din seminția lui Ruben învățase acest lucru. El știa că Dumnezeu este o stâncă într-un ținut pustiitor. Și pentru noi, Domnul este stânca în care ne avem temelia și în care ne găsim odihnă. Este minunat să știi că, deși ești o persoană nestatornică și faci parte dintr-o familie instabilă, poți avea parte de stânca neclintită care este Dumnezeu. Dumnezeul meu este o stâncă. Citiți acum, vă rog, genealogia prezentată între versetele 5 și 18, pentru că vă va ajuta să vă formați o mai bună imagine despre familiile lui Israel. Acum începem să citim de la versetul 17. Moise și Aron au luat pe bărbații aceștia care fusese răchimați pe nume și au strâns toată adunarea în cea din tâi zi a lunii a doua. I-au trecut în cărțile care cuprindeau spița al neamului, după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele bărbaților de la vârsta de 20 de ani în sus. De ce a fost nevoie să se declare spița neamului? De ce este atât de importantă genealogia în cuvântul lui Dumnezeu? Am putea spune că există trei motive principale. În primul rând, genealogiile din Biblie sunt interesante și folositoare pentru cei pe care interesează cine au fost strămoșii lor. Este bine să știi câte ceva despre cei dintre care te tragi. Unele genealogii, apoi, sunt omise, iar altele sunt înregistrate în Biblie, pentru că era foarte important să se păstreze genealogia Domnului Iisus Hristos. Am văzut în Geneza cum linia respinsă a fost cea care a fost dată prima pentru a fi mai apoi abandonată și uitată. Dar apoi este dată linia genealogică din care va proveni și Domnul Isus Hristos și aceasta este urmată pe tot cuprinsul Scripturii. Noul Testament începe cu o genealogie și întregul Noul Testament stă sau cade în funcție de acuratețea acestei genealogii. Această genealogie a fost păstrată și probabil că era supuse vederii tuturor în templul acelor zile. Probabil că potrivnicii au cercetat-o de multe ori, sperând că vor afla că Isus nu avea dreptul legal la tronul lui David. Este interesant faptul că dușmanii lui Iisus Hristos nu au pus niciodată la îndoială curateții acestei genealogii. În al treilea rând, Dumnezeu interzicea căsătoriile mixte, iar un izraelit adevărat trebuia să-și poată declara oricând spița neamului. Izraeliții erau beneficiarii legământului făcut cu Avram. De asemenea, genealogia era necesară pentru a determina cine putea fi preot. Avem un exemplu în acest sens în Cartea numer la capitolul 7, unde scrie, Și dintre preoți, fiul lui Hobaya, fiului Hacoț, fiului Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaditul, și a fost numit cu numele lor. Și-au căutat cartea spițelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție. Vedeți, leviții care nu-și puteau dovedi sau declara genealogia, erau dați afară din preoție. Iată, deci, cât de importantă este genealogia. Dragii mei, există în toate acestea un mesaj și pentru noi. Dumnezeu este foarte atent cu familia sa și nimeni nu se poate strecura în familia lui după bunul său plac. Numai atunci când îndeplinea condițiile se putea declara membru al familiei sale. Dragi ascultători, nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu decât prin Domnul Isus. De aceea, căutați-l pe el și primiți-l în inima voastră. Vă va din plin, pot să vă asigur de acesta. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.